Da, băieți, astăzi începe o nouă serie pe canal și anume cariera cu un antrenor, nu cu un jucător de această dată, și primul în această serie este nimeni altul decât Mario și Modică. O bocă mai strigau câte unii și Modică o are mică, da? Stau bine. Și o să începem cariera fix la Rapid. Da, băieți, îl avem aici pe Mario și Modică, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români, care din păcate a decis să renunțe la cariera de antrenorat și să se retragă pentru a petrece mai mult timp cu familia sa, ceea ce e un lucru respectabil, un moment de aplauze pentru și Modică. Până la urmă, noi îl lipsim în fotbal, dar e un lucru bun să stai cu familia ta și e de respectat asta. Dar astăzi îl vom readuce în fotbal și la nimeni alta decât la FC Rapid, echipa sa de suflet, așa cum a declarat în anumite ipostaze. Haideți să vă explic un pic cum vine această nouă serie de cariere. Deci, fiind un antrenor, antrenorii pot să facă și transferuri și na, pot să și piardă slujba, de exemplu. Avem un goal în această serie și anume să câștigăm Champions League-ul ca să facem cel mai tare antrenor din lume. Ăsta ar fi goalul cel mai important. Ca să facem acest gol, plecăm de la Rapid și după fiecare sezon trebuie să schimbăm echipa. Vedem cine ne ofertează, adică nu pot să... Na, vedem cine ne vrea, știi? Adică asta e ideea, trebuie să ai și noroc să vină o ofertă ca lumea. În fine, la Rapid și la orice altă echipă pe care o vom controla, avem voie să facem 3 transferuri. Însă aceste 3 transferuri pot fi și free agents și nu foarte reale. Dar ideea e să nu folosim un buget extraordinar, adică folosim bugetul pe care îl avem. Și pentru că este Rapid și știu că sunt jucători ca lumea la free agents, o să abuzez un pic de această metodă. Sigur găsim pe cineva aici high rated. Uite, un jucător de 80, Andrea Belotti. Le dăm aici shortlist, le dăm la mai mulți. Aici revenim când îi avem pe toți. Aceștia trei sunt băieți opțiunile noastre: Andrea Belotti, italianul, și Sirigu, tot un italian. Și ultimul este Alexis Vega, un mexican care, nu știu, am tot văzut că îl iau ăștia din afară pe cariere. O să luăm și noi la Rapid. Și da, nu știu dacă are sens să joc cu doi atacanți. Nu cred că are sens. Da, asta este echipa. Echipa Rapidului. O să le dau și development plan la băieți, pentru că până la urmă ne interesează ca toți să joace bine, să câștigăm trofee și să vedem la finalul sezonului cum ne vom descurca și ce echipe vor dori să ne aibă ca și antrenor. Fuck you mother, you don't like. Așa băieți, am terminat și cu primul sezon din cariera lui Mario și Modică ca și antrenor și haideți să vedem cum ne-am descurcat când vine vorba de trofee, dacă a reușit și Modică să câștige măcar un trofeu, ceea ce cred că a făcut-o la echipa avea Rapidul. Și haideți să-i dăm aici la standings, unde Rapid București câștigă campionatul. Sincer, e singura dată când mă bucur că FCSB-ul e pe 2, pentru că Rapid poate să ocupe prima poziție acolo în top. În campionatul normal, UTA Arad a fost pe locul 2. În play-off au intrat și a terminat pe ultimul loc, din păcate, dar oricum, performanță foarte bună reușită de Rapid, restul nu ne interesează. Și haideți să vedem și în cupă cum ne-am descurcat, pentru că am fost și în Cupa României, unde... Da, da, asta îmi place să văd, Rapidul dublă în acest sezon, 2 din 2 trofee, nu mai erau în nicio competiție europeană, noi am puteam să-i bag în conference, ne-am băgat, asta e. Da, s-au descurcat excelent... Giuleșteni, și haideți să vedem cum s-au descurcat pe plan individual. Aceștia mă aștept ca Belotti să fi fost golgetter fără nicio chestie. Da, Belotti 29 de goluri, forță acolo rău de tot. Și al doilea jucător, al doilea marcator al echipei a fost Matias Kait, un estonian. Sincer nu știam de el, Ciobanu și el foarte bine acolo. 2 cifre și la goluri și la asisturi. Săpunarul și el cu 8 goluri, mai mult decât Sefer sau Costache. Și Vega n-a jucat mai deloc, doar 8 partide pentru el. Un transfer nu foarte solid până la urmă. Da. Și haideți să vedem unde va pleca Mario și Modică. Avem și niște oferte deja pentru și Modică, cum am zis. CFR Cluj, normal, vor să-l ia pe cel mai bun antrenor din România, însă nu vom merge la CFR, n-are niciun sens. River Plate, fiți atenți la mine că asta îmi place. Boca Juniors, și asta îmi place. Uite, cam între cele două, între River Plate și Boca Juniors sunt.
mai ai aici, ai Studiantes Racing Club, Independiente, Lanus, dar întrebarea este, mergem la River sau la Boca? Măi, sincer, cum îl știu eu pe Șumudică, că știu că e mai nebun așa, mai, mă înțelegeți voi, eu cred că lui ar plăcea mai degrabă să o ia la Boca decât la River. Adică, eu, când mă gândesc la Boca Juniors, mă gândesc la Tevez, la Carlitos Tevez, care era nebun rău de tot, deci o să mergem la Boca Juniors, băieți, asta e. Are niște jucători buni, Boca Juniors, na, pentru campionatul argentinian și Copa Libertadores și mai o ei, eu cred că e echipa care poate să câștige, plus că să facem 3 transferuri. Haideți să simulăm până în perioada de transferuri, când o să vă arăt cei 3 jucători pe care i-am ales. Așa, băieți, deci avem aici o listă de 3 superstaruri. Bine, Gameiro nu e chiar așa superstar, dar Manuel Neuer și Sergio Ramos chiar sunt superstaruri și sunt foarte, foarte ieftini. Adică Manuel Neuer costă doar 3 milioane și pare 90 overall, ceea ce e senzațional. Nu s-au făcut transferurile. Că nu e perioada transferurilor, da. Ok, nu știu exact. Stați 2 secunde. Așa, băieți, am simulat până în decembrie. Hai să vedem care e treaba, că văd că mă și dă afară. Doamne, a nebunit toată lumea. Toată lumea scade. Doamne, și mă zic că te-am nenorocit, tată. Te-am nenorocit cu transferul ăsta. Ia, mi-arată ceva în campionat? Libertadores. Ah, am pierdut Copa Libertadores, mă, frate, uite. Asta sigur s-a jucat acum, da. Ne-a bătut internațional. Da, e prea, pentru mine e prea confuz fotbalul argentinian. Da, cred că îl plecăm de aici. Ia să vedem, avem vreo ofertă oare pentru Șumudică să plece de aici? Da, hai că mai simulez un pic până vine o ofertă, că nu a fost o idee bună să venim aici. Lasă-mă că plec, m-ai omorât a doua înfrângere într-o săptămână. Zici că am pierdut 7 meciuri la rând. Și, stați așa că a venit o ofertă. A venit o ofertă foarte interesantă pe care normal o acceptăm de la Bologna. Nu prea știu ce să zic, adică nu e cine știe ce. Uite, Denayer, Wolf, Ursolini. Da, nu prea știu ce să zic despre echipa asta, dar totuși avem 3 transferuri. Păi vedem, poate are ceva buget Bologna de transferuri, asta să vedem aici și a. Finances 28 de milioane. Suntem în perioada de transferuri, nu? Teoretic ar trebui să fim. Deci am aici 3 jucători, dar nu știu dacă să pot să iau pe toți, mai ales pe Cristiano Ronaldo, dar o să încerc. Avem buget de 28 de milioane, mi se pare, aici la Bologna și o să încerc să-l iau pe Ronaldo cu 20 plus, hai să dăm un jucător. Uite Arnautovic, ce au de gând? 45 de milioane. Da, ne orientăm spre alt atacant. Da, n-am găsit un alt atacant, l-am luat pe Di Maria aici. Hai că așa cred că pot să iau pe tot, nu cred că să fie vreo problemă. Următorul de pe listă este Marco Reus. Și acum mai rămâne Angel Di Maria, pe care cred că pot să-l iau cu restul de bonus care mi-au rămas. E cam frică. Hai să luăm și pe Di Maria. Ai un contract cam mare, tată. Ce facem? Lui expiră contractul. Da. Nu cred că mă interesează, așa că ar veni... dacă tot am început, practic e un al treilea jucător, dar care nu semnează fix acum. Da, asta e. Până la urmă, să jucăm bine ne interesează. Cred că am făcut un transfer foarte bun cu Royce, dar... că toți cam scad pe aici. Da, haideți să simulăm să vedem cum o să ne descurcăm la Bologna, prima echipă mai ca lumea în Europa pentru Marius și Modică. Așa, băieți, am terminat și practic ăsta e al doilea sezon din cariera lui Marius și Modică. Ne aflăm în anul 2024 și hai să vedem ce am făcut, că până acum a fost o nebunie totală. În campionat, am terminat pe locul 11, jos rău de tot. Roma câștigă. Poate măcar o cupă... Nu, am pierdut... uite, Pisa, până unde ai ajuns. Bravo, uite, cu Moruțan și cu Denis Mann. La Pisa era mișto dacă ajungeam, dar ce să facem dacă ne-am făcut ofertă. Și în rest, n-aveam în ce alte competiții să fim.
Da, un al doilea sezonul cam slab din cariera lui Marius și Modică. Poate și asta cu schimbatul echipelor e o chestie, dar nu-mi place să stau așa la, la Boca Juniors, care n-a fost o idee bună să mergem, și nici la Bologna, aparent. Nu-mi place formația asta, echipele cu trei fundași fac așa, mă nebunesc. Haideți să simulăm până sezonul următor și să vedem dacă ne mai oferă altcineva un contract. Ar fi... Eu cred că ar trebui să plecăm. Stați așa, băieți, că ce am vrut s-a și întâmplat și uite că am primit o ofertă pentru a ne transfera și a pleca din Italia și mergem în Spania, un campionat super tare și nu la orice echipă, chiar la Sevilla, una dintre cele mai bune echipe din Spania și normal că am acceptat. Haideți să plecăm în Sevilla să vedem cât de frumos și cât de bine îi primește Sevilla lui Șumudică. Fazia pa Șumudică si, fazia pa Șumudică si, e asi, e asi. Șumudică semnează contractul cu Sevilla și na, avem și noi din nou un antrenor într-un campionat, ca lumea bine, anul trecut a fost și în Serie A, dar la Liga e cu totul altceva și la o echipă bună. Văd aici că le lipsește un fundaș stânga, Gomez, bun, nu, un poartă e bun, Mir, cine-i mă Mir ăsta? Idealul Dumnezeu? Oh, Kulusevski. Păi are o echipă bună, Sevilla, nu știu pe cine aș putea să aduc, dar haide să le irosim niște bani pe niște transferuri ca lumea, zic, nu? Avem, ce buget avem de transferuri? 54 de milioane, în sfârșit un buget ca lumea. Și cred că să facem un transfer mișto și o să vă placă. Da, băieți, n-am vorbit pentru că nu știam exact dacă pot să-l iau. L-am luat pe Yannick Carrasco, adică am cheltuit toți banii pe un transfer. Voiam să-l iau pe Neymar, însă n-am avut destui bani. După aia am încercat pe Leroy Sané și acolo voia o grămadă de bani. Tot Atletico Madrid e echipa de la care vom cumpăra. Sané era la Atletico Madrid, nu mă întrebați de ce. Și da, îl vom lua pe Carrasco și vom cheltui ultimii bănuți, toți banii pe transferul lui și noroc că acceptă contractul ăla, că nu mai aveam nimic altceva ce să-i dau. Și vedem aici prezentat pentru Sevilla, doar un singur transfer în acest sezon și un Modică, e rezervat, dar a luat calitate pentru că nu înțeleg de ce îmi zice că e RW când el e LM. Ai nebunit, jocule? Da. Carrasco intră perfect acolo, 85 rating și așa, zic eu că avem șanse la cel puțin un trofeu în acest sezon și haideți să vedem dacă reușim acest obiectiv. Bun, băieți, s-a terminat acum și cu Șumudică, al treilea său sezon ca antrenor la a patra sa echipă. Haideți să vedem cum ne-a descurcat până acum la Rapid, a fost cel mai bine și aștept ceva important și de la Sevilla, sper să nu mă dezamăgească, mergem direct la trofee, unde în campionat antrenam pe locul 5 deasupra noastră Villarreal, Real Madrid, Atletico Madrid și de fapt Barcelona și Atletico Madrid, care Atletico Madrid a câștigat campionatul, ceva surprinzător, nu mă așteptam să câștige Atletico, dar na, e Spania, se mai întâmplă și chestii de genul, hai cu o cupă, te rog. Ah, n-am luat cupa, am pierdut în semifinale, frate, ne-a bătut Real Sociedad, măcar în finală, dar ajungeam. Da, din păcate nu câștigăm niciun trofeu în acest sezon. În rest, în Champions League n-am fost, în Europa League n-am fost nici aici, în Conference, da. Uite, a fost Rapidul, fostea noastră echipă, care a făcut 13 puncte și uite și Clujul a fost și aici, dar nu mi-arată cu cine a jucat Rapidul. A, nu era în runda preliminară, au jucat cu Basel și au pierdut, din păcate. Da, cam asta a fost. Și hai să ne uităm un pic și la echipă, la cei mai buni marcatori și așa mai departe. Statisticile arată că Kulusevski a marcat 21 de goluri, Vanaken și el acolo cu multe goluri, Carrasco doar 2 goluri, un transfer slab făcut de noi. Și da, cam asta a fost. Așteptăm un transfer la o nouă echipă și cred că cam ar trebui să vină niște echipe care să fie bune pentru Șumudică. Deja nu mai are ce să mai caute la Sevilla.
Ah, băieți, a venit o ofertă pentru Șumudică, dar nu știu ce să zic, fix de la echipa care ne-a bătut sezonul trecut în cupă, Real Sociedad, echipă care, băi, cred că e mai bună decât Sevilla, dar parcă n-aș mai sta în Spania, nu semnăm cu ei. Oho, dar ce avem noi aici? Borussia Dortmund. Și nici nu stau pe gânduri. Acceptăm și Șumudică. Borussia e pentru tine, tată. Mergem la Dortmund. Borussia. Băi, fraților, Borussia Dortmund are o grămadă de fani în România și uite că îl avem și pe Șumudică ca primul antrenor român al Borussiei Dortmund din istorie. 100%. Și jucător s-ar fi putut să mai fie, dar nu știu dacă antrenor a mai fost și, băi, cred că e bună. Cred că e bună Dortmund pentru Mr. Șumudicus. Cred că să le schimb totuși formația un 4-4-2, cred că e mai indicat decât o formație cu un singur atacant, 4-4-2 flat. Emre Can, Milinkovic-Savic, Sar, Carvajal, Konate, Lucio, băi, îmi place. Îmi place echipa, uite și ADM-i și a să joace ADM-i românul nostru, da, cum zice toată lumea, de parcă el nu ar fi ales să joace pentru naționala Germaniei, dar asta e. Românul nostru ADM e și el aici la Dortmund și sunt curios ce buget are de transfer. 90 de milioane. Luăm un jucător de 90 de milioane, fiți pe față. Și l-am găsit pe acest Jeremy Pino de la AS Roma, care valorează 71 de milioane și cred că dacă îi dau un 75 o să accepte. Nu avem un mijlocaș dreapta foarte bun. Ia un 80 de milioane. Vor 47, dar vor pe Milinkovic-Savic, nu ți-l dau tati pe Milinkovic niciodată, e al meu, va rămâne aici, îți dau 85 de milioane pe el și mi-l dai. 104 milioane, faci mișto, bă, cum să-ți dau eu 104 milioane pe el, ia 86, nu mai mă enerva că și spart capul la 95, nu, îți dau mă, propose, nu transfer fee, 86, da, bun, 86, și dau și procent, că vrei tu maxim, că oricum eu plec după sezonul ăsta, hai. Până vedem dacă acceptă ăsta sau nu, uite, încercăm la Romain Favre, care are un pic mai puțin decât ălălaltul, dar eu zic că ăsta e mai bun, că e mai ieftin. 60 de milioane și mi-l dai, dar Ion, am înțeles, 60 de milioane pentru Romain Favre, la 26 de ani are 84 euro. Poate mai crește un pic și nu mă mai interesează ce se mai întâmplă după, că doar un sezon stă, m-am mai sată de 5 ori. Da. Bun. Am făcut și transferul la Borussia Dortmund, în rest nu cred că mai am pe cine să mai... Nu știu cât de bun a fost transferul ăsta, dar eu oricum sunt foarte mulțumit de echipa asta, celor de la Borussia Dortmund și haideți să simulăm. Așa și Șumudică, hai mă tată să vedem ce ai făcut la Dortmund, o echipă mare, cu tradiție, cu jucători, cu alea. Adică aici a trebuit, tată, să rup mâncația și hai să vedem. Direct la trofee. Hai, tată. Bă, taulă, locul 3. Nici măcar n-a fost de mare diferență, doar 3 puncte de campionat. Încă rămâne doar cu trofeele cucerite în Liga 1. În rest, sunt cupă, taulă, bă, nici cupa, băi, te sugrum de tot și Șumudică. În Champions League cred că am fost, nu? Hai să vedem, da. Te-ai zăpăcit așa. Am fost și... ultimul loc din grupă. Nici măcar n-am intrat în Europa League. Celtic a avut 6 puncte mai multe decât noi. Dezastru pentru Șumi. Dezastru pentru Șumi. Și hai să vedem dacă măcar jucătorii ăștia au făcut ceva. ADM-i 22 de goluri, Haaland 15. Transferul meu, Favre a jucat și a dat doar un gol. Băieți, să nu mă mai chemați la transferuri, că nu sunt bun. Hai să vedem ultima echipa lui Șumudică din această simulare. N-a fost foarte bună. Hai să vedem totuși cine oferă pentru el. Și ultima echipă a lui Șumudică în această simulare de carieră este Arsenal Londra. Și hai să vedem dacă Șumi se mai descurca. Măcar un trofeu vrea să mai câștige, atât. De n-a schimbat Șumudică toate campionatele așa, unul după unul. Sau unul după altul, nu știu cum e vorba. Arsenal pentru Șumudică și hai să vedem cât de bună e echipa londonezilor. Jesus 86, Odegaard 89,
Correira ăsta e fundaș dreapta și nu știu de ce joacă acolo. Martinelli, left mid, cross de doar 81. Dar o echipă cam plină de defecte, părerea mea. Uite, Alfonso Davies totuși un jucător bun, dar printre puțini jucători buni de la această echipă, celor de la Arsenal. Turam este și el pe aici și în rest, na, nu prea are cu cine să se laude Arsenalul. Mavididi, Velasco, ăsta are mulți jucători de bandă stângă. Și așa că haideți să vedem totuși ce buget de transferuri are, că poate putem să îmbunătățim un pic echipa asta. Cel puțin un fundaș, încă un fundaș central și, mamă, 70 de milioane mai puțin decât la Dortmund. Hai că fac transferurile și vă arăt după pe cine am luat. Primul transfer, băieți, este Domenico Berardi, care l-am luat de la Leipzig printr-un schimb. Deci mai rămânem cu 70 de milioane pentru un fundaș central și o să încerc să-l iau pe Rudiger. Dar se alătură și el Arsenalului și haideți să vedem cum se descurce și un Mudica cu a 5-a sau a 6-a, cred, echipă antrenată în această simulare. Rudiger intervine acolo, uite, și Kroos putea să fie schimbat la mijloc, dar nu prea știu. Cred că să încerc să iau și pe cineva în locul lui Kroos acolo la mijloc. Băieți, ultimul transfer pe care îl vă facem este un jucător care mie mi-a plăcut din toate timpurile și deși este un overall slăbuț pentru ce ar fi trebuit el să fie, Pogba 84 OVR, se alătură și lui Arsenal. Și cam așa arată ultima echipă pe care o va antrena și o Mudică. Să sperăm că va face o performanță frumoasă cu Arsenal. Are o defensivă destul de bună, un atac decent și un mijloc ok. Hai să sperăm la cei mai buni. Ultimul sezon al lui Mario și Mudică 2027. Hai mă, tată, să vedem ce ai avut de făcut cu cariera ta de antrenor. Locul 3. Bă, numai locul 3, mă. Mă și ofti că e bine locul 3 în Premier League, dar un trofeu îi mai trebuia și hai ocupa Anglii, aole, ofițar Liverpool-ul, mami tale, hai o Carabao, bă, nici măcar o Carabao, mă, frate, mă. În rest, Supercupa, uite, Genca a ajuns până în finala Champions League cu Real Madrid, nu vine să cred, iar noi, Arsenal, n-am fost în Champions. Am fost în Europa League, n-am fost în Europa League, Barcelona în finală cu Inter, am fost în Conference League, da, uite, am fost în Conference, am ieșit pe locul 2 din grupă cu LASK, FCSB, uite, a trecut și ea mai departe, noi am trecut mai departe de Dinamo Kiev, Rapidul a trecut și ea mai departe, bă, ce-mi place că vedem echipe românești. Și uite că Arsenal s-a încurcat cu Sporting Lisabona, însă FCSB nu s-a încurcat cu Vitória Setúbal, tot din Portugalia. Rapidul ce a făcut? A pierdut. Hai să vedem ce a făcut FCSB-ul. Pa, a pierdut și FCSB-ul cu Feyenoord. Da. Dezamăgire totală, din păcate, la capitolul trofee pentru Mario și Mudică. Așa ca și jucători, cel mai mare golgeter a fost Martinelli, 30 de goluri. Jesus a dat și el. Berardi doar 7 goluri. Nu mă mai pune să fac transferuri, sunt foarte slab pe transferuri. Și acum putem să ne uităm și la My Career, să vedem ce am făcut de-a lungul carierei noastre. Începând cu sezonul trecut. Nu știu să mă uit. În fine. Da. Din păcate, Mario și Mudică rămâne doar cu primele două trofee câștigate la Rapid București, însă a avut o carieră de antrenor interesantă. A plecat din România în Argentina, după aia în Italia, după aia în Germania, după aia în Spania, după aia în Germania și final în Anglia. Nu s-a descurcat extraordinar la nicio echipă, însă a fost un antrenor solid. Și cam ăsta a fost episodul, băieți. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un comentariu și să-mi ziceți dacă mai vreți astfel de episoade cu cariere de antrenori sau dacă să mă las. Scrieți în comentarii. Până data viitoare, am fost Leo Mapat. Ciao.